că unele contracte au fost pe, din câte știu, pe club. Am avut întâlniri cu juristul de la acel club, cu juristul nostru din Valea Domanului și atunci împreună cu direcția economică de la noi, de la club, am stabilit câteva lucruri care ar trebui schimbate. Noi nu putem finanța pe banii publici decât dacă suntem parteneri, suntem asociați sau dacă acele contracte sunt făcute corespunzător pe AFCM. Atunci putem plăti. Au fost câteva cazuri, câteva sincope, dar cred eu că la ședința de marța viitoare, în 25, mi se pare, martie, vom parcurge și această ultimă cerință. Este un proces pe rol între părți ale bazei sportive cu un cetățean din Timișoara, care are, din câte știu, cred că o parte din tribună și acel bloc de garsonieră, situația încă este confuză și atunci noi, acolo unde situația este confuză, nu putem să aprobăm cu ușurință folosirea banului public. Acolo unde este situația clară, este mult mai ușor de acordarea acestor sume. Și atunci cei de la Gloria ar trebui să țină cont de acele cerințe ale noastre, cu justificări, bineînțeles, și noi vom proceda ca atare. Ultimul pas solicitat de noi ca urmare a întâlnirilor din aceste săptămâni, acest ultim pas va fi parcurs marțea viitoare, la ședința publică, la care probabil dumneavoastră veți participa. Deci comunicarea cu Ploaghescu Stănucă nu are de suferit și n-a avut în perioada asta. Nu cu o condiție, să facă ce este legal. Atât le-am recomandat, atât o să le recomand și pe viitor. Noi suntem prieteni și după program, dar eu răspund în mare măsură de tot ce înseamnă folosirea banului public. Am chemat colegii consilieri și cu funcții, atât în legislativul local și în partidele de unde provin. Doi sunt aici de față, le mulțumesc frumos, au răspuns de fiecare dată invitație și atunci am analizat-o. Cum să facem legal, cum să facem omenește? Noi nu prea avem o experiență până acum de folosirea eficientă cu justificări legale a banului public. Și noi mereu am avut în vedere realizarea unor schimburi de experiență la începutul derulării acestor relații, să nu ne trezim ca alte cluburi care au cheltuit bani mulți, milioane de euro. La noi nu-i cazul că noi avem. Banii a puțini, 10.000 de euro, cel mult 100-200.000 de euro, noi trebuie să-i justificăm. Iar pentru asta, Clubul Gloria a trebuit să țină cont și cred că deja ține cont de cerințele noastre și practic legale.